20 dintre cele 25 de cadre didactice de la școala gimnazială din Rojiște reclamă faptul că nu mai pot continua să lucreze cu directorul unității de învățământ, Despina Vrejoiu. Profesorii spun că managerul școlii încearcă să se impună folosind un vocabular nepotrivit pentru învățământ. Vorbele de ochiate transmise dascălilor sunt auzite adesea și de elevi. Profesorii mai acuză și faptul că directoarea a achiziționat pentru școală materiale didactice și consumabile pe care nu le-a împărțit beneficiarilor. Existența a două condici, dar și faptul că uneori nu și-au salariile la timp din cauza acesteia. Noastră sunteți de istorie. Și domnitoare m-a adresat un vocabular care vreau să vă spun că m-a marcat pe ziua respectiv, pentru că nu se putea să aibă asemenea cuvinte la adresa unui cadru. Suntem prea puțini aici și am avut și de suferit din punctul ăsta de vedere, pentru că la sfârșitul lunii trecut ne-am luat banii foarte târziu. Conflictul se pare că e de mai mare amploare. La ora aceea eram internat în spital, stăteam dezbrăcat în pielea goală, nu eu la oră pentru mine, cu fața am fost imobilizat la pat. Nu știu cine și-a permis. Indiferent din ce instituție ar face parte, din orice minister, ca banii pe concediul meu medical să-mi blocheze, să-mi dea la două săptămâni când știți foarte trebuie în spital. Îți cumperi și bata pe care, cu care te tamponează după ce scoate acul de la seringă. Cum și-a permis pățină pe mine într-un spital să mă împrumut ca milogul? Ba, din potrivă, acum nu apăr pe directoare. O acuz că nu s-a înțeles cu primarul. Am și eu copil mic acasă. Probabil că săptămâna viitoare, dacă nu iau salariu, mă vedeți în greva foame afară. Am promis să știți. Directoarea respinge aceste acuzații și dă vina pe primarul comunei. Nu cred că poate să spună cadrele didactice așa ceva. În schimb, ce pot eu să vă spun, că asta este o lucrătură, ca să-i spun așa, a primarului comunei, care s-a implicat foarte mult în școală, care vrea să domine școala de câteva luni încoace. Una dintre acuzații este că nu ați dat materialele didactice și materialele consumabile, cum ar fi și mingile pentru orele de educație fizică și sport. S-au dat toate. Astea sunt povești. Sunt închise la dumneavoastră birou? Nu. Nu. Altă acuzație ar fi că laboratorul de informatică nu se organizează și că ar fi sigilat. Laboratorul de informatică nu este un laborator de informatică, pentru că de vreo 7 luni de zile eu rog pe profesoara care are orele de TIC să și-l aranjeze și refuză. Refuză pe ce motiv? Că este viitoarea soție a lui fostului director, care fostul director lucrează școala pe la spate cu primarul comunei. În ceea ce privește încadrarea și condica de prezența cadrelor didactice, există schimbări de încadrare și două condici paralele? Nu, schimbări de încadrare nu există, nu există nici două condici, ar trebui să fim conștienți să facem așa ceva. Să te duci dracu cu contabilul tău care e tot prost și să nu mai ai treabă cu mine. Ce treabă ai cu mine? Sunt tare în, și pe direct spune, în testicule. Ce treabă ai tu cu ale mele? De față cu două femei, unul din consilierii locale era doamna învățătoare, cealaltă femeie era secretara primăriei. Atitudine de primar. De aia m-a chemat în ședința de consiliu local să-mi spună cât de tare e în probleme. Ionel Nedel, cu primarul comunei Rojiște, susține că directoarea școlii nu respectă legea. Ultima ședință de consiliu de la dumneavoastră, de la primărie. Da. Doamna director vă acuză că ați avut un vocabular destul de trivial, așa, referitor la adresa dumneai. Nu. Deci, dânsa, dacă acuză, eu sunt dispus, nu am nimic cu dânsa, am rugat-o să respecte legea, că de-aia suntem puși aici să respectăm legea. Dânsa nu vrea să respecte legea. Vă pot pune la dispoziție că lucrează cu 3 caiete de procese verbale paralele ale Consiliului de Administrație și dacă vreți vă pun la dispoziție și copii după ele, în care una hotărăște Consiliul de Administrație, una face dânsa, deci cineva trebuie să ia măsuri. Spuneați că își mărește cuantumul salariilor pe baza salariului, pe baza concediului cadrelor. Toate concediile medicale, dânsa și cu doamna directoare, care este doamna bibliotecar, care este cu un sfert de normă angajată. Cu cât își mărește venitul lunar?
prin atribuirea orelor care... Păi vă dați seama, toate orele care le... Da, dumneavoastră, concret, pe păi nu, vor, nu vor să le mile până la dispoziție ca și primar, deși eu semnez deschiderea de credite către școală, nu vă refuză, deci refuză. M-am dus și cu poliția, am făcut și adresă scrisă. Doamna director spune, referitor la dumneavoastră, că vreți să interveniți asupra structurii Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Nu, e același Consiliu care dânsa s-a ales în 2012, conform legii 1/2012. Cadrele didactice spun că au trimis reclamații referitoare la comportamentul directoarei la Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Purtătorul de cuvânt al acestei instituții, Mihăiță Stoica, a precizat însă că oficial la inspectorat nu a ajuns o astfel de reclamație și o să aibă un punct de vedere după ce va discuta cu oamenii de la școală.